boala sau suferința. Deci, boala de lungă durată, bolile cronice sau bolile normale, obișnuite, nu sunt consecințele strict consecințele unor păcate personale. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vine și spune că moartea și tot ce este aducător de moarte a intrat în lume prin păcatul strămoșesc, cum spunem noi, Adam și Eva. Și moartea a domnit asupra tuturor oamenilor, de la întemeierea lumii până în ziua de astăzi. În timpul Domnului Iisus Hristos, este relatat în Ioan capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 3, Domnul Iisus a vindecat un orb din naștere. El era adult. Și cei din audiență i-au pus o întrebare Domnului Iisus. Doamne Iisuse, cine a păcătuit? El sau părinții lui de s-a născut orb? Deci, în pasajul acesta, păcatul a fost înfăptuit înainte de a se naște. Hai, părința o păcătuit și s-a născut orb, e posibil. Dar ei până acolo au dus doctrina aceasta că consecința păcatului este boala, încât ei se gândeau că e posibil copilul când era în burta mamei să fie păcătuit. Și de asta s-a născut orb. Fiindcă atunci era legea, retineți, era legea în vigoare și era Deuteronom capitolul 28 cu toate blestemele. Și boala face parte din blesteme. Dacă nu asculți de Dumnezeu și boli de lungă durată și orbire și boli psihice și mentale, tot absolut, totul era datorită călcării de lege. Și ei și-au pus întrebarea. Sigur, aici este un păcat la mijloc. Ori părinții, ori el. Și Domnul Iisus a spus, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Și răspunsul acesta este valabil, general valabil, pentru toți oamenii. Toți ne naștem în păcat, toți oamenii sunt păcătoși, lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar darul fără plata lui Dumnezeu este mântuirea, este viața veșnică. Fiindcă Domnul Iisus Hristos pe cruce, pe Golgota, a purtat toate păcatele, a purtat toate greșelile, a purtat toate bolile, prin sângele lui avem iertare, avem răscumpărare și în rănile lui am fost eliberați, am fost vindecați. Fapte 10 cu 38, Domnul Iisus Hristos mergea din loc în loc în puterea Duhului Sfânt și vindeca pe toți cei ce erau păsați de diavolul. Deci, acolo este foarte clar că boala și tot ce este aducător de moarte nu este planul inițial a lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus a spus, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, fiindcă slava lui Dumnezeu se arată prin mântuire, prin iertarea păcatului și prin vindecarea bolilor. Deci, ți-ai pus întrebarea și asta, sunt bolnavă de mulți ani de zile. Înseamnă că eu nu sunt mântuit. La noi, la români, este o vorbă. Cine e cu pricina și cu păcatul? Te gândești aceasta. E posibil mustrările de conștiință sau gândurile să fie mai grele de purtat decât boala însăși. Eu sunt un vestitor al Harului, sunt slujitorul noului legământ și am vestea bună pentru tine. Dacă ai suficientă credință ca să fii mântuit, iertat de păcate, ai suficientă credință ca să fii vindecat, fiindcă este aceeași jertfă și este Domnul Iisus Hristos care a murit pe cruce în egală măsură pentru păcatele tale și pentru bolile tale. Ești mântuit în numele Lui și ești vindecat în numele Lui. Acum se pune întrebarea, e posibil să fie boală o consecință a păcatului? Înainte de a se răspunde la aceasta, vreau să spun că tu prin boală nu plătești niciun păcat. Că unii zic așa, eu îmi plătesc păcatele prin suferință. Alții gândim despre alții. O, apoi ăsta a făcut multe păcate, acum trebuie să-și le plătească pe toate. Nu plătești niciun păcat prin boală. Pentru toate păcatele tale a murit Iisus și nu poate să fie pentru aceeași faptă două pedepse și să fie plătită, achitată de două ori. A fost deja achitată prin Domnul Iisus la Golgota. De exemplu, pentru neiertare sunt
consecințe organice. Da, sunt anumite consecințe, dar dacă ai pe cineva care nu poți să-l iert, ia decizia repede, urgentă, iartă-l, fiindcă iertarea este cea mai puternică armă și spirituală, dar și în privința vindecării. Spui, Doamne, le eliberez în puterea iertării și spune numele persoanei respective, fiindcă Domnul Iisus spune, dacă voi iertați și Dumnezeu vă iartă. Sunt poate și alte consecințe ale trăirii în păcat. Ai avut o viață dezordonată și ai contactat HIV sau altceva. Nu ești condamnat la moarte. Domnul Iisus vindecă, absolut vindecă și chiar anumite suferințe și anumite afecțiuni care au venit în viața ta datorită unei vieți dezordonate. Dumnezeu a iertat toate păcatele prin Domnul Iisus și a vindecat toate bolile, indiferent de natura lor. Vă zice cineva, bine, frate Ilie, dar bolile de lungă durată sunt un blestem. Nu, tu nu trăiești în blestem, fiindcă Iisus Hristos a fost făcut, El s-a făcut pentru noi blestem. Așa este scris. Fiindcă este scris, blestemat este oricine atârna pe lemn și noi am fost eliberați de blestemul legii și de orice formă de blestem. Deci, în numele Domnului Iisus, ești vindecată. Crede aceasta, primește vindecarea Lui. Se pune întrebare, dar creștinii mântuiți, sfinți, se pot îmbolnăvi? Da, se pot îmbolnăvi. De exemplu, un copil care niciodată n-a putut deosebi binele de rău. Sunt copiii care s-au născut bolnavi. Înseamnă că ei au păcătuit. Sunt copii care, înainte de a începe să meargă în picioare, s-au îmbolnăvit de leucemie. Înseamnă că ei au păcătuit? Ei ispășesc păcatele părinților lor? Noi ne punem tot felul de întrebări și avem tot felul de explicații teologice care nu se regăsesc în Noul Legământ. Asociem și din Vechiul Legământ, din blesteme, din una și din alta și le aducem și le contextualizăm în secolul 21. Dar vreau să-ți spun vestea cea mai bună. Vestea cea mai bună. E Domnul Iisus Hristos pe cruce. A purtat în egală măsură toate păcatele tale, toate bolile tale. Merge spre vindecare. Bucură-te de iubire și iertare la Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este recorie pentru oasele tale. Este vestea bună pe care o aștepți de multă vreme. Este vestea bună pe care tu aștepți de multă vreme. Tu nu plătești pentru păcatele tale, a plătit Domnul Iisus. Tu primești vindecarea și bucură-te de El. Dumnezeu să te binecuvinteze. Alpha.